Încă o dată. Ok, și continuăm cu următoarea întrebare. Cred că se referea aici, vedeți toate astea și cu ochii fizici sau doar când vă decorpalizați, atunci când vorbeai despre tine? Adică dacă vezi câmpul, dacă vezi aura celorlalți. Da, sigur că da, în anumite momente se vede aura, mai ales pe obiectele de culoare închisă, se vede aura, dar lucrurile astea nu sunt importante. Important este să atingi stracia de desprindere, de detașare. Aceea e cea mai mare comoară, lipsa ego-ului. Prezența divină este garanția că lucrurile vor fi bine în viață. Deci mereu trebuie să cauți să nu câștigi, să nu vrei să învingi, să nu vrei să ai mai mult decât ai nevoie. Dădeam mereu la fel un exemplu cu Akira Kurosawa, care a făcut unul dintre filmele lui deosebite, se numește Kagemusha. Am impresia când un samurai trebuia să-l plătească, să-l răsplătească pentru serviciile aduse în luptă și a dat o pungă de bani. Cu punga aia de bani a spus șogunul putea să trăiască o viață întreagă fără să facă nimic. Și el a luat de acolo o singură monedă sau două, nu mai țin minte, și a dat bani înapoi. Și în versiunea neoficială a filmului pe care am văzut-o, a fost scos acel pasaj. Șogunul l-a întrebat din ce cauză nu iei toți banii, că ai putea să nu mai faci nimic cu o viață întreagă. Și el a zis, nu, păi ar însemna să fiu nebun. Dacă aș lua toți banii, atunci mi-ar crește orgoliu și mi s-ar pune un văl pe față, cineva m-ar provoca la luptă și m-ar omorâ. Deci nu pot să accept lucrul ăsta. Deci întotdeauna când tu vrei mai mult decât ai nevoie, va trebui să plătești lucrul acela prin suferință mare. Și el își punea viața în pericol. Deci nu stabilitatea trebuie căutată, ci instabilitatea. Adică tot ceea ce noi prețuim cel mai mult, bunăstarea, comoditățile, siguranța vieții, savoarea, acestea ne ucid sufletul, pentru că ele iau din noi, iau din noi viață. Spre exemplu, ca să-ți faci o plăcere, plăcerea nu ți-o dă ciocolata pe care o mănânci. Ciocolata este doar ocazia care scoate din tine energie vitală. Tu te bucuri de energia din tine, dar o pierzi și mor puțin. Deci trebuie să-ți faci cât mai multe plăceri dacă vrei să supraviețuiești. Restrângerea de sine este cea care îți prelungește viața. De fapt, trebuie să faci economie de viață. Ne naștem cu o cantitate fixă de viață și trebuie să o economisim. Plăcerile ne iau din energia vitală. Dar asta se întâmplă la nivel global. Toată lumea pierde energie vitală. Dacă în perioada medievală existau limitări, nu exista bunăstarea aceasta. Omul nu mânca de 3 ori pe zi, mânca când găsea unori, așa. Cât. Și din cauza asta, el mereu era în acea lipsă, stare de lipsă, dar lipsa este plin de Dumnezeu. Când nu ai materie, lipsă de materie, înseamnă plinătate de divin. Și prezența lui îi făcea o viață frumoasă. Acum omenirea s-a irosit foarte multă energie vitală și din cauza asta au venit toate peste ea acum. E momentul în care ea trebuie să fie restrânsă și va fi restrânsă cu forța, fără comentarii și fără discuții. Se plânge absolut degeaba, va fi îngenunchiată cu putere. Ai zis că venim cu o cantitate fixă de energie, a rămas cu această idee. Atunci dacă noi intrăm în partea asta divină și acceptăm divinul de noi, cantitatea asta de energie nu crește? Adică nu se mărește? Divinul nu e ca și cum... Păi ca să accesezi divinul din noi, trebuie să te limitezi. Adică să te abții, să te restrângi, să te mulțumești cu puțin, să nu vrei niciodată mai mult, să nu-ți multiplici posesiile, ci să le restrângi. Să dai tot ceea ce prisosește și nu ai nevoie, să te limitezi. Și cu cât te limitezi mai mult, cu atât te încarci cu energie. Pentru că posesiile înseamnă eu. Spre exemplu, ai multă mobilă, dai din ea, rămâi cu cât mai puțină. Ai multe lucruri care dai din ele, păstrezi atât cât ai nevoie. Deci faci în așa fel încât mereu să te golește eu. Posesiile sunt eu și sunt greutăți la oricare. După vârsta de 50 de ani, indienii încep să
să dea tot ceea ce au mai mult ca să poată să iasă ușor din corp. Încă știu lucrul acesta. Deci se limitează. Pentru că limitarea, spre exemplu, Valeriu Popa, care era tehnica lui? Tehnica lui era să limita corpul, pentru că dăruire nu mai aveai timp. Se limita prin dietele acelea mai drastice și prin dietele respective, materia era transformată în energie vitală, că prin limitare îți venea energie de sus, se deschide poarta celui și îți vine energie. Și era o doamnă care povestea că a avut cancer, 6 ani de zile a ținut dieta aceea drastică pe care i-a dat-o domnul Popa și la un moment dat a vrut să mănânce și ea cașcaval și a zis, ei, și dacă mănânci și eu puțin cașcaval, nu pățesc nimic. O singură filiuță. A mâncat filiuța aia și a izbucnit pe tot corpul ei metastaze. Deci rapid. De ce? Pentru că ea nu și diminuase orgoliu. Deci dacă și-a fi diminuat orgoliu, cașcavalul nu i-a fi făcut rău. Dar pentru că ea nu și-a scăzut orgoliu, trebuia în continuare să țină dieta. Deci aici este problema cu orgoliul nostru. Și orgoliul este atașament de valorile materiale. Cu cât valorile materiale sunt mai mari, cu atât bolile sunt mai grave. Cu cât atașamentul de materie mai puternic, cu atât bolile sunt mai cronice sau de lungă durată și mai dureroase. Boala este un lucru bun, salvează sufletul, singura modalitate prin care omul Dumnezeu ne bagă mințile în cap și ne aduce la el. Altfel nu poate, pentru că benevol nu vrem. Uite, cum vine ideea asta că tu ziceai că ok, să dăm din ceea ce avem, dar să presupunem cum suntem noi aici, da? Și ok, faptul că eu cu tine, ca să pot să susțin acest seminar, e necesar să am un laptop, să am o conexiune la internet, să am un loc, un spațiu în care... Da, spre exemplu, dacă ai mai multe haine decât ai nevoie, le dai. Spre exemplu, nemții, în fiecare sezon, în fiecare an, ei dăruiesc toată garderoba lor și și-au alta nouă. Ceea ce înseamnă își ia două cămăși, două jachete sau nu știu. Deci și atât cât are nevoie și în următorul an, iarăși dă tot. Uh-huh. În același timp este mereu la modă cu ceea ce este mai nou și frumos și curat și cei care nu au, primește și ei un ajutor, nu? Și ei nu se mai pot atașa, pentru că având această durere care este continuă, ei nu se pot atașa nimic din haine. Și mereu dorești, ce îți prisosește, dorești. Banii. Spre exemplu, ai un salariu. În salariul acela trebuie măcar 10 uiară să-i dai. Adică a 10-a parte măcar să o dai, pentru că atunci dai semn că banul nu este pe primul plan, faci un loc, un spațiu și în spațiul acela ai posibilitatea să primești în continuare bani. Că dacă nu faci acel gol în tine, omul nu mai poate să primească bani, se închide și se blochează legătura cu divinul. Și atunci, deci, rolul banului este ca să-ți mențină posibilitatea de a ajuta. Tot ceea ce depășește necesitatea ți este dat ca să dai mai departe, nu să păstrezi pentru tine. Și aici noi nu știm lucrul acesta. Deci trebuie să păstrezi mereu un puțin. Și există un curent în Anglia, se numește Idler. Și acest curent este mulțumirea cu puțin. Oamenii, spre exemplu, nu mai muncesc 8 ore la servici sau nu mai muncesc deloc la servici și au devenit autosustenabili, se întrețin singuri și fac troc, fac schimburi între ei și cineva spunea că mi s-a schimbat viața total, o oră devine 10 ore, adică se dilată timpul foarte mult și pentru că nu mai alargă, este exact principiul pe care îl avea analist în Țara Minunilor, iepurașul. Iepurașul avea un orologiu în buzunar și mereu se oprea și se întreba, uite, eu când alerg eu, alergă și el, când stau eu, stă și el. Asta este principiul. Deci când alergi, atunci, de fapt, alergatul acela este timpul care curge rapid, grăbești timpul. Dar dacă nu mai alergi, timpul se liniștește și câștigi viață. Deci principal este să nu alergi. Și acest curent este foarte interesant pentru că oamenii au timp să se întâlnească între ei, să facă schimburi și au un fel de comunitate din asta. Trăiesc în oraș, dar au renunțat cât au putut de mult la serviciile statului. Curentul electric și-l fac ei, televizor nu au, radio nu au,
citesc, comunică, trăiesc din plin viața și li s-a dublat. Adică să înțeleg, Marius, că cei care nu au bani, nu au partea asta materială, au și mai multe de vin în ei sau nu e neapărat? Cei care nu are bani, că e sărac? Da. E bine că e sărac, înseamnă că data trecută a fost bogat și acum i s-a luat această posibilitate, da? Să vadă ce înseamnă să fie și sărac. Așa. Este un avantaj și nu este o... Să știi că cei care sunt bogați sunt cei care au energie vitală mai multă, pentru că în viața precedentă au fost mai desprinși de viață și s-au încărcat cu energie și acum o irosesc. Știi? Și ei zic, avem avantaje, avem oportunități, viața... Deci reușesc în tot ceea ce fac. Dar reușesc pentru că au această energie de restrângere. Și, dar și cel care nu are beneficii poate să se restrângă și atunci ai vine această energie și din ea. Deci toată bătălia cea mai mare comoară este în acest gol. Gol înseamnă, este o materie magică din care se fac situațiile de mâine. Și cu cât ești mai umil, mai smerit și mai darnic, cu atât viața este mai miraculoasă. Adică ți se dă tot ceea ce ai nevoie fără să te străduiești. Și este chiar foarte relaxant și foarte plăcut lucrul acesta. Adică obții, oamenii vin și îți dau tot ce ai nevoie și te susțin și îți vin de nu știu unde ajutoare, dar nu știi de unde. Spre exemplu, eu am avut un infarct. Dar semnificația infarctului este alta, că n-am abuzurile care sunt la baza acestei boli. Nu fumez, nu mănânc, deci nu aveam aceste lucruri. Dar rolul a fost ca să mă duc în lumea de dincolo, m-am cărcat cu o informație, după care m-am trezit că scriu cărți. Eu care nici nu vroiam să fac lucrul acesta. Și vreau ca alții să scrie despre experiențele pe care le-am avut, dar până la urmă am ajuns să le scriu eu. Deci asta a fost semnificația. Și în spital a coborât profesorul care era la etajul 10 și mi-a făcut el operația, așa, la camera în rezervă, când am fost acolo, a venit cineva, o doamnă pe care n-a văzut-o nimeni pe acolo niciodată și mi-a oferit un medicament care costa 5 milioane de lei. Foarte, foarte scump, din senin. Deci vreau să spun că dacă ești cum trebuie, divinul vine la tine și te susține în situațiile deosebite. Dar dacă nu ești cum trebuie, riști. Adică... Pentru că nu te mai susține și nu mai... Atunci poți să intri în criză. Adică poți să nu ai bani, dar să ai divinul și ca și cum ai totul. Păi, uite, am mai dat exemplul cu banchierul japonez în Shangri-La, dacă ai citit-o. Bancherul ăsta a vrut să se facă maidanez. Și maidanez, e bine, zic eu așa, forțez. Mergea din mănăstire în mănăstire ca să află unde este Dumnezeu. Și în primele două săptămâni de zile nimeni nu-i dădea nimic, ei trăiau din cerșit. El a crezut că dacă se îmbracă în robă portocalie și își pune sandale în picioare și se rade în cap, oamenii o să-l miluiască. Nu l-a miluit nimeni, nu i-a dat nimeni nimic. Și dormea pe sub poduri și a zis că condițiile astea nu-i convine. Dar și-a dat seama că moare. Deci în două săptămâni se stingea din viață. Și la un moment dat, deci el murea pentru că el nu dădea drumul la viață din mâna lui, nu renunța. Adică la disperarea aceasta, nu se lăsa în mâna lui Dumnezeu. Și la un moment dat a afirmat așa, uite, Doamne, îmi las viața în mâna ta, nu pot să mă mai lupt cu tine și a abandonat. În momentul în care a abandonat, a trecut câteva ore și cineva i-a oferit să mănânce și seara i-a oferit să doarmă. Deci l-a dus până în poziția în care a trebuit să renunțe, că renunțarea asta este cea care trebuie atinsă. Și același lucru l-a trăit și Paunin Leca, care a fost călugăr la mănăstirea Frăsinei. El a scris o carte ceva despre moarte, foarte interesantă, în care își povestește viața. Ei bine, el prima dată s-a dus de drag la mănăstire, dar starețul a văzut că este orgolios și l-a trimis la duhovnicul cel mai aspru de acolo. Iar duhovnicul ăsta, când l-a văzut, eu am fost acolo la mănăstire, au așa un fel de un deal și era o căruță jos plină cu lemne, duhovnicul a deshămat boii de la căruță și l-a înhămat pe el, la deal. Adică l-a pus să tragă căruța cu lemne
la deal, pentru că știa că era îndărădnic și trebuia să fie scăzut. A doua zi a fugit din mănăstire și când a fugit a venit ordinul de înrolare în armată, era război și l-au trimis să lupte pe frontul de răsărit în Basarabia cu rușii. Iar el acolo n-a respectat ordinele comandantului, a tras în aer și n-a tras în dușman și când nu respecti lucrul acesta, l-a trimis în tribunalul militar și l-a condamnat la moarte, l-a trimis la Timișoara să fie executat. Și la Timișoara a așteptat el așa un timp să fie executat, se revolta și atunci, Doamne, din ce cauze mi-ai dat această soartă că eu te iubesc pe tine și tu uite la ce pericole mă ții. La un moment dat, o zi înainte de a fi executat, a renunțat. A venit preotul la el, l-a împărtășit, l-a spovedit și s-a renunțat și zice că îmi venea o stare de fericire interioară, dar nu știu de unde venea, că eu urma să fiu omorât. A doua zi povestea el că se auzeau pașii grei ai soldatului, apăsați, deschide ușa de la celulă la perete și spune: soldat Paulin Leca, sunteți liber. Războiul s-a terminat. Deci l-a ținut la țanc până în ultima zi. Asta înseamnă că tot ceea ce ni se întâmplă vine de la divin și este numai ca să scadă ție orgoliu. Deci neplăcerile scad orgoliu, binefacerile te premiază. Dar trebuie să fii atent să nu depășești o anumită limită, că ți le ia pe toate. Pierzi și ceea ce ai. Dar e frumos așa. Noi am venit aici să câștigăm iubire cât mai multă, nu lumea. Și iubire câștigi numai când sacrifici lumea. Sacrifici efortul tău, binele tău, îl dai celuilalt, nu te interesează. Și atunci viața ta devine ușoară și foarte frumoasă. El are grijă de tine în orice ce faci.